Atât piața cât și promenada de pe malul Arancăi din Dudești Vechi avansează rapid și se apropie de finalizare. În hală se lucrează la detaliile finale, iar la exterior se continuă aplicarea plincherului pe pereți pentru a păstra autenticitatea arhitecturală locală, respectând designul realizat de Petru Augustinov. În fața clădirii la exterior se pavează intrarea și urmează să fie așternut un pavaj pe o lățime de 2 metri. Promenada este într-un stadiu avansat. Observați consolidarea malului Arancă, iar unde acum sunt alveole turnate, vor fi amplasate băncuțe și stâlpi de iluminat ambiental. De asemenea, observați cele două bazine, unul închis în construcție, destinat canalizării și conectat la rețea, iar celălalt plasat pe malul Arancăi, menit să colecteze apele pluviale pentru a le deversa în râu. Această amenajare va continua pe întreaga lungime a malului până la podul de la Ruga, transformând zona într-un parc promenadă, explică primarul Bono Cucalan.